prima orare. Să fie valabil pentru fiecare dintre dumneavoastră ce scrie în Psalmul 122 versetul 1. Mă bucur când mi se zice, haideți la casa Domnului. Amin. Asta numai duminica sau vreți și peste săptămână să vă rog? Amin. Deci orice de ori în familie, vreunul spune, e ora, trebuie să plecăm, hai să ne îmbrăcăm. Să fie o bucurie. Amin. Și bucuria să se rămână, să se îmbrăcăm. Amin. Aceste cuvinte au fost scrise de Daniel. Și vă rog să rețineți, după ce a fost fugărit și a stat mult de vreme pe munți, prin alte țări, fugit pe socrul său, sau când a terminat cu toți dușmani, a avut o singură dorință. Scrie în Psalmul 132, versetul 2, a dus aminte cum a jurat de-o Domnului și a făcut următoarea jurință cu termenul lui. Acum, când pot să dorm și eu acasă, că nu mai trimite socrul meu oameni să mă moară la mine în pat. Deci, eu nu voi intra în cortul în care locuiesc, nu mă voi fi în patul în care mă odihnesc, nu voi da somn ochilor mei și spune propriilor mele, până nu voi găsi un loc pentru Domnul. O locuință pentru puternicul lui Iacov. Dumnezeu a primit din cer, eu, cineva pe pământ e interesat, să facă mie o casă. Și zice Dumnezeu prin porocul, zice, eu n-am fost pretențios. N-am fost mulțumit să stau într-un cort. David, vrei să faci casă? Și scrie același psalm, 113, da? Domnul de Sion m-a dorit ca locuința lui și a zis, acesta e locul meu de odihnă pe vecie, voi locui în el că și l-am dorit. Dragii mei, când ni se spune nouă, haide la casa Domnului și să ne bucurăm, să știm că primul care se bucură să vină aici este Domnul. Aleluia! Să-L concurăm, dacă vreți. Să nu vină Domnul aici, să spună, da, îmi dorim să vin acum, duminica seara, joi seara, sau când vă adunați dumneavoastră. Și uite, fratele sau sora n-a dorit să vină să ne întâlnim. Dumnezeul nostru se cheamă, printre altele, Emanuel, cel ce vrea să locuiască împreună cu noi. Amin, amin. Să vrem și noi să locuim împreună. Amin. De altfel, vă rog să rețineți ideea asta a lui David. Zice el în Psalmul 27, versetul 4, un lucru cel de la Domnul. Aleluia. Doar un lucru. Și ascultați ce spune mai departe. Și îmi doresc fierbinte. Aș vrea să locuiesc toată viața mea în casă, Domnului. Sau sunt doar să mă duc la adunare, să locuiesc acolo. Când e vorba de cineva care locuiește la o adresă, eu locuiesc în arat pe strada Amatorului nr. 33. E normal să fiu acolo la orice zi, nu? Vine cineva, e normal să mă găsească acasă, nu? Dar dacă e vorba de un musafir, puțin probabil să-l găsească la mine acasă. Acolo e adresa mea. Aici trebuie să fie locul pe care îl dorim cel mai mult, că este în prezența lui Dumnezeu. Omul a fost dat afară din rai în prezența lui Dumnezeu și mi s-a spus că vreau să meargă, zis așa, spre locul acela din nou, era un gerodin care nu-i lăsa. Atunci l-au căutat pe Dumnezeu la diferite locuri de întâlnire, puncte de rugăciune, a făcea o altare, scrie în cartea Genesis. Și când Dumnezeu le-a oferit ocazia să fie un loc special să se adune, oamenii lui Dumnezeu și dintre aceștia tari ies în evidență în mod deosebit și a dorit să locuiască toată viața în casa Domnului și să se bucure de frumusețea Domnului. Vreau să precizez aici că David nu era păstorul bisericii. David nu era preot. Nu era levit. David nu era ca cei care locuiesc aici în coastă, locuiască, să aibă dreptul să laude toată ziua pe Domnul. David era numai ca unul dintre dumneavoastră care se bucura să cânte cu toată adunarea. Și dorea să nu lipsească. Da? Și în dragostea lui pentru casa lui Dumnezeu și doresc că și dumneavoastră ați făcut ceva. Oricum Dumnezeu m-a notat deja, nu? Scrie în 1 Cronici, capitolul 29, de la versetul 2, că deși Dumnezeu m-a lăsat pe David să construiască el templu, putea să spună David, am să construiască fiul meu, dacă așa a zis Dumnezeu. Dar zice în
Versetul acesta, mi-am întrebuințat toate puterile să pregătesc pentru casa Dumnezeu meu și nume de toate materiale necesare. Și acum versetul e extraordinar de frumos. Mai mult. În dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau. N-ați dat ceva pentru rugătura aici. Aleluia! Dar nu m-ați dat până acum, dați de acum. Amin. Rețineți, David avea toată sfința construcției. Știa până la ultimul kilogram cât material trebuie. Și după ce a dat totul, inventarul era complet, zice, mai mult în dragostea mea pentru casa Dumnezeului meu, dau aurul și argintul pe care l-am, afară de ce am pregătit. Adică dau în plus, că așa se face când iubești pe Domnul. Dacă nu-ți pare că frații sunt cote, sunt un fel de impozite, de dări, nu. Amintiți-vă surorilor de femeile care au venit să umblă după Domnul. Scrie în Evanghelie că au fost de față când Iosif din Arimatea și Nicodim au umblat după Domnul Iisus. Știți câți litri de milodenii s-au folosit pentru a îmbălsăma după Domnului? 100 de lire. Hai să spunem că și Domnul avea 100 de kilograme. Și măcar că au văzut asta a fost vineri la îngropare, duminicii nasă la prima oră. Cum s-au deschis magazinele, s-au dus să cumpere din nou milodenii, să vină. Dar și s-au evaporat alea în două zile. Și Domnul era mort, nu mai știam, deși noi nu mai știam câte milodenii m-a aduc ele. Dar l-a iubit. Și-a zis Maria Magdalena, spuneți unde l-a spus că mă duc să le au. Auzi, l-a căutat cu darul pe Domnul Iisus când vedea din mort. Acum e viu. Îl căutăm și noi? Amin. Îl dorim? Amin. Facem ceva ca pentru Domnul? Amin. Dorim să fim aici? Amin. Vom fi prezent? Amin. Vom face din casa asta de adunare locul în care locuim? Adică aici ne simțim ca la noi? Acasă. Să ne placă. Doamne, ajută! Amin. Asta e prima urare pentru dumneavoastră. Să vă binecuvinteze. Locuiți la casa Domnului. Să vă placă să veniți aici. Pentru că aici venim să întâlnim pe Domnul. Maria, aici putem și spunem bucuria noastră, necazul nostru. Aici venim să-L lăudăm. Ne întâlnim cu frații și cu prietenii. Este cel mai frumos loc de pe Domnul. Spuneau leviții. Scrie în Psalmul 84, scrie cori. Ei n-aveau drept să intre numai în curte. Și despre curți au zis, rețineți. Poate Sfântului mele n-au locul numai acolo, cum ea să fie acolo. Că o zi în curți de Domnul face mai mult decât o mie, am în casă. Asta e și mai și. Dumnezeu să vă primească. Amin. Pentru că una este să-ți dorești și alta este să fie acceptat. De exemplu, degeaba îți dorești să iei o fată căsătorită, dacă nu vrea să se ducă după mine, nu? Degeaba ți-ai dorit să vină un băiat, acum nu o să vină pe ține, spre când. Zice, în privința asta, încheie ideea cu cine scrise în Psalmul 65, sunt tot cuvintele lui David, care zicea, versetul 4, ferice! Vrea fericirea asta să fie șteptătul dumneavoastră. De cel pe care îl alegi tu și pe care îl primești înaintea ta ca să locuiască în curțile tale. Ne vom sătura de binecuvântarea casei tale de sfințenia templului tău. Că una este să ne dorim să locuim noi și întreg este să ne primească Domnul să locuim. Că vor fi unii care vor fi dați afară. Unii plânsul și spășirea dinților. Să vă accepte Domnul contul lui pentru vecii veci. Amin. Și apoi atunci să vedeți dumneavoastră fericire. Mai grozavă decât pentru familia lui Noe în corabie. Costul a deschis. Și asta spun pentru prietenii casei Domnului. Să nu lipsiți de aici. Nu au intrat în corabie. Au fost mai cu minți animalele. Ca spuneți-mi dumneavoastră când au început să crească. Și-ar fi dorit oamenii să fie corabie. Spunea cineva, dacă punea Noe pe latura corabiei scris de vânzare. Tot au de lună la lună. Era singurul loc unde era viață. Dumnezeu aici dă viață pentru veșnicie. Să venim aici. Ne-am amintit de mărturia fratelui Victor Julian de la Cluj. A spus asta la nunta mea, de aceea țin bine în minte.
acum exact 30 de ani, acum fratele s-a dus la Domnul, se frământa unde să meargă la biserică. Dumnezeu l-a chemat într-un mod deosebit și auzea în mintea lui o voce care suna într-una: Victore, întoarce-te la Dumnezeu. S-a dus la catedrală în Cluj și un preot a zis: băi, băiete, asta e mare chemare, să nu mai ieșești de aici. Dar la fel suna în mintea lui: Victore, întoarce-te la Dumnezeu. Și s-a rugat: Doamne, cum? Și într-o noapte, în mai multe rugăciuni, a visat că a ieșit în stradă, a întâlnit o femeie bătrână pe care a întrebat-o: unde te duci? La adunare, hai și tu cu mine. Și spunea fratele meu că dimineața, că visul a fost sâmbătă de noapte, a fost în stradă. Cine era? O bătrânică. Și am întrebat-o că am vis: unde te duci? La adunare. Și a tot că am vis, a zis: hai cu mine. Și parcă acum la un trecând când a zis: și Duh s-a fost. Și acolo, zice el, a rămas până acum. Și cei ce rămân în casa Domnului și la bătrânețe sunt plini de suflet. Și cei ce sunt aleși de Dumnezeu să locuiască în casa sa, vor rămâne pentru veci și veci. Eu obișnuiesc să spun că acum ne adunăm la parter, deși nu am să ți spun la etaj. Dar într-o zi vom pleca la etaj, fanii sunt la Ierusalimul de sus. Nu se va vedea ce har să fim înăuntru când se va încuia ușa. În stătâni o va închide și nu mai intră nimeni. Dacă v-ați spus numele Filadelfia, să fiți binecuvântați cu ce scrie acolo la Apocalipsa 3. Să fiți un stâlp în templul Dumnezeului celui viu și să nu mai ieșiți afară. Amin. Și a doua orare. Spunea Domnul Iisus Hristos, atunci când a vorbit despre plecarea sa, vă citesc în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, răspunzând unei întrebări. Nu știu, Domnul și tot Iuda, nu Iscarioteanu, zice că mai erau altul cei cu același nume. I-a zis: Doamne, cum se face că te vei arăta nouă și nu lumii? Că Domnul le-a spus: după miere, nu mă mai văd farisei să umble după mine. Dar vouă am să mă arat. Și s-a arătat viu prin mai multe dovezi. Aleluia! Drept răspuns, Iisus i-a zis: dacă mă iubește cineva, va păzi cuvântul meu și Tatăl îl va iubi. Și acum urmare, noi vom veni la El și vom locui împreună cu El. Dacă prima orare a fost să vă dea Dumnezeu harul să locuiți în casa Lui, a doua orare este să vă dea Dumnezeu harul să locuiască Dumnezeu la dreapta acasă. Amin. S-a dus un slujitor să viziteze o familie și n-a intrat că era numai sora acasă, le-a dea singur. Și întreabă totuși: locuiește Domnul Iisus aici? Ea a fost străpusă de întrebarea asta și când a venit soțul la serviciu, îmi spune ce-a întrebat în slujitor. Și zice: cine a spus că noi mergem la adunare? Dar nu mă întrebați asta, că doar ne vede eu când mergem la adunare. De ce ne-a spus că noi ne plătim cotizați? Doar la ei sunt veniște noi. Și am întrebat: locuiește Domnul Iisus aici? Și ce ai spus? Păi, hai să ne întrebăm la unul. Hai să ne întrebăm și noi. Locuiește Domnul Iisus la noi. Dacă iubim, El știe. 1 Corinteni 8 cu 3, dacă iubiți și iubește cineva pe Dumnezeu, este cunoscut de Dumnezeu. Are Domnul Iisus la noi acasă. I-a plăcut undeva să ție inscripția și a pus-o pe perete în la intrarea casa noastră. Hristos este capul acestei case. Oaspetele nevăzut la fiecare masă. Ascultătorul tăcut al fiecarei discuții. Eu când mai vin oameni de afară și se uit, da, ne-am dorit să fie reală zicerea aceasta. Spunea Domnul: unde sunt doi sau trei? Și asta înseamnă familie, nu? Doi cum ne căsătorim, trei de îndată ce vin juniori. Deci eu voi veni la ei. Eu voi fi în mijlocul lor. Dragii mei, dacă vreți să locuiască Domnul în casă în lumea voastră, cum ați zis? Amin. Și fie să se întâmple, că m-a zis Domnul spre Zacheu, astăzi să-i intre mântuirea și în casa dumneavoastră. Amin. Iar mă întorc la David. Că amândouă aceste urări le am de la el. V-am spus că dorea neapărat să locuiască în casă Domnul, dar mai dorea ceva. Să locuiască Domnul la casă și în Psalmul 101. Am văzut că ești cântat. Cântat și acasă, nu? Nu aparatul. Pietrele trebuie să cânte cântăcem noi. Sau cât se poate, noi să cântăm.
Voi cânta bunătatea și dreptatea ție, Doamne, îți voi cânta. Și acum ascultați, este frumos unul. Mă voi purta cu înțelepciune pe o cale neprihănită. Când vei veni la mine? Eu vă doresc în seara asta să mergeți acasă cu Domnul. Amin. Nimeni din cei ce s-au întâlnit aici cu Domnul să nu meargă singur. Și apoi chiar dacă vom fi bolnavi acasă, Domnul este acolo în prezența noastră. Când îl chemăm un des de noapte, se aproape. Când suntem într-o zi de bucurie, se aducem laude, este acolo. Dar ca să locuiască Domnul în casele noastre, ei, când avem un musafir, facem curățenie, nu? Specială, nu ne place o mizerie, dacă nu avem musafir, păi și mai și, nu? Pregătim ceva, o masă, nu? Și scrie în continuare aici, voi umbla cu inimă fără prihană în mijlocul casei mele. Da? Mi-amintesc că o familie a fost cu un copilaș în vizită în altă localitate, a rămas peste noapte, dimineața l-au sculat pe copil să plece. Copilul mai somnoros, unor copii sunt foarte sinceri. Și mama zice, hai, trebuie să plecăm acasă. Și nu mai vin acasă, că voi vă certați. Da, nu, venea un frate. Domnul Iisus tot aude. Doamne, vreau să locuiești la mine acasă, dar așa vreau să mă porte să-ți placă. Mai mult decât la împărăția asta din Seba la Solomon, care zice, oh, ce bine te slujbe care ești aici la tine acasă, care te aud cum vorbești. Și scrie în Evanghelie că Domnul mi-a mare decât Solomon. Maria, da? Dacă ești conștient de prezența Domnului acasă, vei cânta ori de câte ori vei avea ocazie. Zice, psalmistul, mă scor înaintea sorilor și te laud. Spunea un păgân, un ateu, avea un vecin pocăit. Zice, o, cât aș da să am liniștea vecinului meu, când îl au seara pe prispă, cum cântă lui Dumnezeu, că îi lângă noi și dimineața și seara. Și rămâne noaptea cu noi și ne veghează în miez de zi. Numele Lui să fie binecuvântat. Pentru că noi, de fapt, suntem templul Dumnezeului Celui Viu. Și ca să nu oprească Domnul acasă, spune aici, nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Dacă vreți să mai vedeți un film, întrebați-l de pe Domnul. Îți place filmul ăsta? Dacă nu, Doamne, în viață. Amin. Inima stricată se va depărta de mine. Cel ce clevetește nascuns, la mine nu. Cel ce stă la înșelăciune, în casa mea, nu. Că acolo este Domnul și El poate să dea binecuvântare. Da. Dragii mei, puneți-L pe Dumnezeu la încercare. Chiar și în cele materiale și chemați-L să vă vină în ajutor. Și veți vedea că Dumnezeu e credincios în cele mari și în cele mici. Așa îmi vine în minte să vă spun o experiență. Eram căsătoriți de 3 luni și ne-a plăcut încă de la început, am locuit singur cu soția, n-aveam biserică tot mai aproape și aveam ser de părtășie a noi amândoi. Citeam, cântam, ne rugam, apoi după ce au venit copiii am încercat să continuăm părtășia aceasta. Soția făcea părtășie cu copiii și când eram eu plecat, își puneau eu acolo ca un ambon, niște carioci, erau pe post de microfoane, anunțau cu solemnitate, sora Adena, soția, va cânta, fiica noastră mai mare, care aveam și 7 băieți, cântă, recită, spune poezii. Citeam din Biblie, uneori făceam asta și pe mașină, audeam un capitol din Biblie și apoi fiecare spunea câte o idee, iar o cântare. Și mi-amintesc că acum avem parte din copii căsătoriți, eram la o seară din asta de părtășie și era un primul nepoțel, era așa că cățărat acolo pe un fotor și a venit și mine, mi-a deschis și a spus, ok, mai hai să mergem acasă. Și parcă îl văd pe copil cum a zis, nu, vreau să rămân până se termină cântarea. Și a mi-a plăcut, doar că îi plăcea nepoțelului să stea la noi, că mi-aș dori să fie Dumnezeu prezent în asemenea părtășie. Astea sunt mai frumoase decât în jurul unui ecran, decât în jurul unor vorbe goale, a unor povești. Domnul vrea să locuiască în casele noastre. Dar acolo să fie cuvinte frumoase, cuvinte sfinte. Amin. Și ne va purta Dumnezeu de grijă în toată. Cu experiența pe care ziceam, aveam în aminte străinul de la căsătorie. Și am fost la rugăciune la Cluj, la Bohac, la fratele Lazar și la sora Rodana. Și a fost un cuvânt din scoperire prin sora așa. Ascultă, familie tânără. Dacă îmi veți sluji, zice Domnul, vă dau un semn de încredințare. Mierea nu vă va lipsi din casă.
Dar nu am perceput imediat ce e vorba. Mi-a avut ceva bun, ceva dulceas. Slavă Domnului că ne-am o să respirăm. Dar luna trecută s-a umplit vremea de altă căsătorie. Niciodată mierea de albine nu mi-a lipsit din casă. A fost și sărat, și bogat, și cu datorii, și a fost că s-au terminat alte alimente. Dar mierea de albine niciodată. În cele mai ciudate moduri, pe 30 de ani, nu o săptămână, să ținte miere în casă, fără să cumpă. M-a sunat, amintesc odată cineva, frate, zicea, a avut un stupar datorie la mine. Și-a zis, băi, n-am bani, îți dau butoi din miere. Zice, numai tu îmi stării în minte. Te super dacă îți dau butoi ăsta. Nu mă super. Mi se întâmpla, mă duceam pe la evanghelizări prin țară și vinea câte o soră în vârstă, câte o bătrânică, așa, gârbovită, pe la țară, cu o plăsuță și cu o sticlă de asta cu ui de suc, de plastic, cu miere. Frate, poate te necăjești pe mine, nu vreau să te jignești. N-am putut pleca de acasă că nu ți-am pus mierea asta. Vreau să-ți dau s-o dau. Mi-au dus cineva odată din America miere de albine de cactus. Experiențe în două seri din ăștia 30 de ani. O mai fost numai gândești cât într-un borcan miere. Și mi-am inteles că o zis din băieți, ești eu asta. Tatăl zice că e din problemă cu pocăința noastră. Uite, în seara asta mâncăm toată mierea asta cu ceai și nu mai este. În ambele acele două seri, odată la ora 10 și odată la ora 11, și-o venit cineva și mi-a dus miere, auzi? Mărire Domnului! Nu a lăsat Dumnezeu pe a doua zi dimineața, auzi? Apoi dacă e atât de credincios Dumnezeu niște chestiuni ce țin de bucătărie, dar alte lucruri. Mare-i puterea lui Dumnezeu. Mare Domnului! Dragii mei, să vă siliți să trăiți frumos, ca să vă bucurați la adunare și să vă bucurați de prezența lui Dumnezeu. Doamne, amin. Închei. Și vă citesc ceva din cartea Apocalipsei. Mi-amintesc că a fost cândva la o deschidere de adunare undeva în Vâlțul Maramureș și aleleam așa mai mulți slujitori și fiecare trebuia să spună câte ceva. Și m-am gândit, Doamne, ce să le spun la frații ăștia? Și mi-a zis Dumnezeu așa. Și de atunci mi-a rămas ideea asta și în seara asta mi-am amintit-o. Spune-le, iar făcuse-o casă de adunare frumoasă. Mă bucur că vin aici la mine. Dar vreau să am bucuria să mă duc și la el. Se pot cerceta în orice miez de noapte, în orice dimineață și în orice miez de zi. Să trăim frumos ca în viața lui Dumnezeu. Și în final, puneam și des Apocalipsa 21, când se vor termina toate, cu granițele, cu evenimentele acestei lumi, cu familiile, cu tot. Și-am văzut coborâse din cer de la Dumnezeu cetatea Sfântă de Nouă Ierusalim, gândită ca o mireasă împodobită pentru bărbatul ei. Vă doresc să fiți prezenți acolo, în acolo. Și ascultați ce se va spune atunci de la amvonul cerului. Prima slujbă în Noul Ierusalim. Așa cum începe slujba aceea. Și-am auzit un glas tare care ieșea din scaun de domnie și zicea, cum s-a zis aici, ăsta e locul care Dumnezeu mi l-a dat foarte bine. Iată cortul lui Dumnezeu cu oamenii. El va locui cu ei și ei vor fi poporul lui și Dumnezeu însuși va fi cu ei. Țin să vă anunț că fericirea în veșnicia viitoare nu va fi dată de faptul că nu mai sunt bolnav, că nu mai avem nevoie și că e tinerețe fără bătrânețe și viață fără moarte. Nu, că te-ai plictisit. E ca și mai merge pe autostradă fără să mai vezi mașini, fără să mai se sucește volan, fără să mai vezi un copac prin Sahara până mor. Nu! Frumusețea veșniciei va fi dată de faptul că vom trăi prezența lui Dumnezeu. Și din El ies toate izvoarele vieții. El este cel mai frumos, cel mai minunat. Cuvintele sale sunt duc și viață. Și cu Dumnezeu ne vom plictisi niciodată. Se întorcea odată fanfara de la Turna, de la o mormântare de la Galați. Și pe tren au vorbit una și alta. Și între altele discută cu nepoveit și nepoveitul să zice, măi, dar te plictisești, erai de la o vreme, tot Dumnezeu. Și tot vorbind ei, au cântat și numai cineva anunță, vezi că suntem la Pahaina, urmează Clujul. Și ăsta zice, nu se pot, n-ați auzit voi bine de la cântare. Nu, urmează Clujul.
Nu se poate, mă, așa ai să fii trecut. Cineva i-a zis, a, păi dacă nu numai fanfara de la turba trece, așa de-aia prinde drumul. Ce-o fi când cântă David și toți Sfinții lui Dumnezeu? Ce-o fi când va predica Iisus Hristos, Domnul Slavii? Și ne vom întâlni cu toți al lui Dumnezeu. O, frumos va fi. Cineva spunea, când o poți întreba, ce o să faci când ajungi la ei? Am găsit că acum așa. Ce? Prima dată, cu ochii peste tot, vreau să-L văd pe Iisus. Aleluia! Și să stau să vă satul privind la El. Aleluia! Să-i mulțumesc! Glorie, glorie. Să-L laud, să-i aud vocea îndeaproape! Și apoi ce mai vrei să faci? Păi ce, nu știu cu câți frate să mă întâlnesc eu? Cu cât îi știu din țară, din vremea noastră? Cu cât îi știu din istorie, spre cât am citit în Biblie? Vreau cu ăștia toți să le facă de o vizită de 1000 de ani. Să-i aud cântând și apoi să ne unim toți și să slăvim pe Dumnezeu. Și ce mai face acolo? Eu vreau să-i întâlnesc pe cei care au trimis cu Evanghelia la mine, care au contribuit cu bani, care au făcut. Și tu nu-ți dai seama cât de întâlnire am programat. Și toate astea vor fi coronate de prezența lui Dumnezeu. Să venim de acum în prezența sa și să-i dorim prezența la casele noastre, ca într-o zi să ne cinstească cu prezența în cortul slavis.